Într-un material difuzat ieri, Antonia povestea că nu s-a regăsit în relația cu Valentin. Din moment ce nici măcar nu credeam că e reciproc, nu m-am despărțit cu gândul mamă, mă despărțam spre Cristian. Nu m-am despărțit că nu mă regăseam în relația asta, în familie, în relație. Nu mă regăseam, pur și simplu. Nu eram eu acum acolo, știi? Fată, nu îți plăcea... Și nu îmi plăceau foarte multe chestii. Foarte mult de el și automat interveneau toate lucrurile astea din exterior, știi? Dacă tu simțeai și îți plăcea 100% de el, crede-mă că ți se părea apoi totul perfect, cel conjurat și ce ține de el. Nu a fost să fie, nu-ți plăcea. Nu era ce-mi doream eu. Mă cam îndrăgostesc, încep să mă îndrăgostesc din ce în ce mai rău de el și mă sperie. Chestia asta mă sperie pentru că nu vreau să sufăr. Mi-e frică așa de dragoste, de iubire, cred. Nu știu. Tu fugi de ce mai frumos. Ce mai frumos sentiment, așa cred. Da, e foarte ciudat. Uneori m-am simțit mai confortabil într-o relație unde nu eram eu super leșinată, să zic așa, știi? Că mă simțeam cumva că sunt în siguranță, știi? În emisia live de ieri, Cristian îi dădea asigurări Antoniei. Nu are de ce să-ți fie frică. Ai văzut că suntem chiar implicați. Eu asta simt, da? Că e o implicare din partea amândurora și mergem înainte. Suferință, iubire... De ce ai pus suferința în față? Dar nu va fi suferință. Ce suferință să fie? Nu e cazul de așa ceva. Adică nu... Doamna Daniela, vi se pare schimbat Cristian? Da. De când e în povestea sa cu Antonia? Da. În ce fel îl simțiți schimbat? În bine. Simt că reușește să exprime ceea ce gândește, ceea ce simte, are echilibru. Și cu Antonia cum sunteți? Am simțit din partea ei o nostalgie după vremurile trecute și era foarte pasional, așa când... Vremurile trecute așa mai... Nu, relația cu Valentin așa, și ce au avut ei în comun. Mulțumesc că ați nominalizat, că nu... Da. Ok, o nostalgie, zice. Dar Antonia voia să afle de ce doamna Daniela a spus unele lucruri despre stările ei. De unde ați tras dumneavoastră concluzia că este o nostalgie din moment ce eu am zis, m-am despărțit de el, că nu ne potriveam? Inflexiunea vocii, felul în care tu de regulă ești mult mai energică și ai o exprimare directă, da? Totul era așa, în bătaia inimii tale, în... Stăteam leșinată cu fetele leșinate, eram toate pe canapeaua aia, în soare, de-aia vorbeam așa, adică nu era... Și pe urmă, acum, într-adevăr, înainte de a spune tu, mi-am dat seama că eram la capricii, când te-a întrebat domnul psiholog cum măsori iubirea. Și discuția a plecat de jos din bucătărie, în care tu spuneai cheia unei relații în căsătorie este ca bărbatul să te iubească mai mult. Și pe urmă, la capricii, domnul psiholog te-a întrebat și cum măsori. Da? Da, am zis că eu cred chestia asta că ar trebui... ca el să fie poate puțin mai implicat, dar nu neapărat, adică asta a fost părerea mea din cauza căsniciei pe care mama a avut-o cu tatăl meu, da? Unde mama a fost 100% implicată și el nu. Și ea a suferit foarte, foarte mult. Și am mai multe exemple, am N exemple în viața mea de căsnicii și relații, unde femeia a fost implicată mult, mult mai mult și bărbatul nu. Și s-au despărțit, ea a suferit, a rămas cu un copil singur, adică de asta cumva eu mi-am tras concluzia asta. Ce am vorbit afară nu avea absolut nici un fel de, nu denota deloc nostalgie din tot ce am vrut. Vă spun sincer lucrul ăsta. Nu știu de ce credeți, sau de inflexiunile vocii și... Pentru că mi se pare că supraanalizați anumite lucruri care nu sunt. În momentul în care o relație se încheie. Și așa. Voi chiar ați avut o discuție în sensul ăsta. Ok. Da? Acea relație... Discuția începuse de la altceva.
eu vorbeam de ce se vorbește în afară, de fapt. Dar eu că nu știu eu mi-am bătut joc, că Valentin e un băiat nu știu cum, deci că eu sunt nu știu cum. Să știu ce se vorbește în afară și viața ta se consumă aici, da. Nu în afară. Ok. Eu pentru că dacă explicam dacă altceva. Comportamental vrei, repet, să-i mulțumești pe cei de afară. Dar nu să-i mulțumesc, doar îmi ziceam părerea, strict părerea mea. Nu a existat nostalgie în vocea mea, în inflexiunile mele, adică mi se... Doar așa, nu știu, niște... Nu știu, uneori simt că avem așa o conexiune noi două, că vorbim și ne înțelegem, uneori simt că îmi puneți un zid în față sau îmi spuneți niște chestii în care eu nu mă regăsesc absolut deloc sau eu nu le consider a fi adevărate. Eu știu că știți psihologie și toate lucrurile astea, dar ați gândit uneori că poate nu toate lucrurile pe care credeți că le vedeți sunt reale? Adică, bineînțeles. Pe... Adică nu poate totul 100% să fie exact sigur, cum vi se pare. Dar adevărul este relativ. Adevărul e în funcție de, primul rând, de percepție, atitudine și tot. Da? Atitudine înseamnă că filtrezi prin propria persoană. Da? Și de aici denotă comportamentul. Eu nu mi-am schimbat comportamentul. Eu nu te judec. Eu ți-am spus ce mi s-a părut. Cu fetele care noi vorbim foarte multe chestii, adică nu a fost nimic. Și așa. Pe urmă, ai mai avut o discuție, mereu ai discuția în care tu le deschizi și spui Cristian a făcut, Cristian și aștepți feedback-ul din partea celorlalte fete. Tu nu ai încredere și la modul tău expansiv și uite, asta pot să spun, faptul că tu ai nevoie întotdeauna să rezonezi cu ceilalți este pentru că îți dorești sau, nu știu, îți trăiești viața în public. Te-ai învățat cu felul ăsta de a fi. Generația voastră își trăiește absolut tot, până și viața intimă în public și aveți nevoie de această validare și aceste confirmări. Și eu caut să înțeleg toate lucrurile astea. Da, într-adevăr, sunt în general. Și mama este la fel și mama este o persoană foarte privată și nu vorbește despre viața ei personală și așa, dar suntem diferite, adică suntem generații diferite. Repet, sunt de acord, dar asta nu înseamnă că ce fac eu e bine sau greșit sau viceversa. Este altceva, asta ți-o spun. Modul, eu simt că uneori modul în care vorbiți despre mine sau când spuneți ceva ce spun eu sau ce fac eu, o simt ca și cum e, într-o lumină, toate cuvintele alea sunt puse într-o lumină negativă sau proastă sau nu știu cum să o numesc. Asta este percepția ta. Vă spun sincer că m-a deranjat ce ați spus că vorbeam cu un aer de nostalgie sau nu este adevărat, pur și simplu povesteam chestia asta că și mama mi-a trimis o scrisoare și mi-a zis că sunt terferită, că am despărțit de el, că nu știu ce. Spunând ceva de genul, sună ca și cum eu am rămas blocat acolo sau... Eu n-am de unde să știu lucrurile astea. Nu există pentru mine așa ceva. Numai tu poți să le știi. Păi și știu ce fac. La mine a fost la început, eu n-am fost sigură pe mine din prima săptămână. Și nici măcar nu era vorba de Cristian în prima săptămână. Nu e ca atunci când te duci la magazin, te uiți în raft, vezi ce e și începi să compari și că dacă este un produs mai bun, cântărești și îl iei pe ăla. Atunci, da? Deci în momentul în care ai tendința să compari și să te duci în trecut, e clar că ești conectată la trecut. Dar nu am cumpărat nimic. Iar a spus o chestie care pentru mine n-are absolut niciun sens. Mai târziu, Antonia îi sublinea lui Cristian că știe ce va face în perioada următoare. Nu trebuie să-mi zici nimic. Ok? Știu ce am de făcut de acum. Și am înțeles. Că oricum, orice cuvânt a spune nu e ok. Și am înțeles oricum. Bine?
O să văd doar de tine și atât. Bine? O să mai vorbesc cu nicio fată și... Oricum, de la un timp a început să simt chestia asta, că poate mie mi se părea că sunt apropiată de anumite persoane, dar de fapt nu e chiar așa. Pe mine mă uimește un lucru, Cristian, că tu ai asistat la discuție, nu? Și ai auzit. Auzeai ce vorbesc. În mare parte, da. Cum de n-ai intervenit? Păi de ce să intervin? Vorbeau foarte civilizat, vorbeau normal, aveau ceva de adică, stai puțin, interveneai doar dacă ridica cineva tonul, nu? Sau... Nu, nu avea rost să intervin, era o discuție constructivă, tocmai de asta. Nu era o discuție care să jeneze pe cineva la nivelul acela, cât să mă deranjeze. A fost o discuție constructivă. Dar uite, pe ea a durut-o, că a început să plângă. Și atunci de ce plângeai? Nu simțeam să intervină el sau ceva, simțeam să vorbesc cu doamna Daniela. Reacția mea a fost un pic exagerată, cred, dar se datorează din două motive. Am o frică din pricina ce s-a întâmplat cu Laura. Asta e primul motiv. Ai o frică de doamna Daniela, da? Să așa. Nu te blocheze, să nu și... înceapă să... A, așa, da? Al doilea motiv este... Pentru mine personal, doamna Simona, contează extraordinar de mult ca eu să mă înțeleg cu mama partenerului meu. Pentru că am tot auzit că nu trăiești cu soacra în casă, că ești doar cu el. Nu. Mama partenerului meu este omul care l-a născut, care l-a crescut. Tot ce este el se datorează ei. Și dacă ea este o persoană importantă în viața lui, poate chiar cea mai importantă până la momentul când are copii sau soție, și pentru mine va fi la fel. Și de asta pentru mine contează extraordinar de mult ca eu să mă înțeleg cu ea. Domnule, ca discurs de PR e foarte bun. Păi, dar asta e adevărul. Ia uite-te acolo că plânge doamna Daniela, asta e cel mai important. Punct ochit, punct lovit. Uite, soții, brătășe. Nu am spus de PR, doamna Daniela. Eu asta i-am explicat și lui Cristian aseară în cameră. Ce pantalon frumos aveți, doamna Daniela. Da, este o fustă. Haideți, să luăm locurile, ca în metro, vă rog. Așa cum și eu, la rândul meu, doresc ca el să se înțeleagă cu mama mea și să o respecte și... Îți pare ceva... Am înțeles. Dar hai să vedem cu frica asta ce facem, că... Vezi că din frica asta tu începi să-i spui lui Cristian, nu mai vorbesc cu nicio fată, că mie mi-e frică de faptul că pentru mama ta nicio fată nu este suficient de bună pentru tine. Oricum nu mai există prietenii, înțelegi? Tu poți să trăiești în frica asta. Că s-a întâmplat odată ca doamna Daniela să intervină într-o altă relație a fiului ei. Actualmente, era zic iubitul, dar voi nu sunteți încă iubiți, că sunteți într-o... cunoaște, deci practic nici măcar într-o relație. Ia zi, cu frica. Lucrez la treaba asta. Simt, pe zi ce trece, simt că mă apropii din ce în ce. Care? Că ieri era plânsul pe canapea. Când da, aud pe zi ce trece, zici că eu vin o dată pe săptămână. Vă uitați că eu vin aproape în fiecare zi. Adică da, lipsesc doar sâmbătă și duminică. Așa este. Cu fiecare oră care trece, hai ziua așa. Da. Că, na. Nu, ieri a fost și ziua mea și doamna Daniela mi-au spus fetele că a participat, s-a implicat. Și tot așa am stat cu ea, am vorbit și de multe ori stau și vorbesc foarte mult cu ea, adică avem conversații și o oră și două ore, nu se termină subiectele. Și cu frica asta mea, ce să zic, lucrez la ea. Acum nici n-aș vrea ca frica asta a ta să o împiedice pe doamna Daniela, n-aș mai spune părerea onest, doamna Daniela. Nu cred că e cazul. Da, nu cred că e cazul. Da. Nu e cazul, nu? Nu e cazul. Adică dacă simțiți nevoia să spuneți ceva, aia e, frică, nefrică... Da, i-am și spus, o să se învețe cu mine. Deci gândirea mea este critică, dar e pozitivă. Uh-huh. Și s-a format în ani. Și așa faceți și cu Cristian? Sau el este... Eu sunt pe partea cealaltă, el... a tatălui. Eu sunt pe partea... Tu ești pe... Și mama nu... Ma. Uh-huh. Mama mai reținut așa, dar da, punctează când nu punctează tata, ce
Ok. Și cu prieteniile, cum adică? Ți-ai dat tu seama că ce? Ia zi tu, ia spune-ne tu cu ocazia zilei tale de naștere, ce ți-ai dat tu seama? Ce revelație ai avut tu cu prieteniile în casa Mireasa? Da, nu știu. La începutul emisiunii mă simțeam apropiată cam de toate fetele, dar cu timpul am realizat că sunt doar două, trei fete maxim. Care cam care ar fi ele? Le-am mai spus odată numele. Le mai spun odată că eu sunt mai în vârstă și uit repede. Așa și nu vreau să mai intru în subiectul ăsta. Ideea este... Dar care sunt fetele? Insist. Doamna Simona, prietenile se vor vedea după emisiune. Hai, hai, hai. Când se va termina. Hai să vedem. Că acum, la momentul zilei de astăzi... Cine fiecare își va vedea de... 5 aprilie, Cristian, te întrebi și pe tine de prieten. Stai o leacă. Zi. Eu am realizat... Ia, să vedem ce ai mai realizat, ia. Că exact ce îmi spunea și mama mea, spune și doamna Daniela, îmi spune și Cristian, aici nu ești în grupul tău de prieteni, nu se discută lucrurile private și tind să le dau dreptate, că mi se pare că am avut numai de pierdut pe lucrul ăsta în emisiune. Și nu mai simt să fac... Cu nimeni? Nu mai ai nevoie, nu mai simți nevoia să... Doar cu ei. În primul rând cu Cristian. Adică de acum încolo când o să am ceva pe suflet, o să vin și o să vorbesc cu el. Aici eu intervin pentru că v-am zis, nu mă dezic. Nu i-am spus niciodată că aici nu se discută lucrurile intime. I-a zis Cristian, știu eu, din loguri și cred că o să vedem și ei mai târziu. Vă zic eu, ea a prelucrat-o aseară la ziua ei. Așa. Da. Cam atât.